Bună dimineața! Bineînțeles, fiecare face ce știe mai bine. Flic face rime, Popescu face poante. Eu încerc să citesc. Mă pregăteam să spun într-adevăr o zi, iarăși, o zi importantă, semnificativă, în care ies în evidență nativii semnelor cardinale, adică berbec, rac, balanță și capricorn. Se întâmplă destule lucruri astăzi. Iată ce am să le pentru cele 12 zodii. Berbec. Poate că se oficializează cele stabilite verbal ieri la o întâlnire și vă puneți acum semnătura pe un contract, demarați un proiect. Se pare că și-au lăsat amprenta asupra voastră emoțiile și eforturile din ultimele zile. Nu ar fi ca să ajungeți la un salon de masaj să vă odihniți. Taur, zi liniștită de reflecție și de visare. Lăsați poate să se clarifice niște lucruri în sufletul vostru, o să vindecați niște răni sufletești dacă este cazul. Sunt perspective să câștigați suplimentar până la sfârșitul lunii, iar șansele apar prin intermediul unor prieteni, cunoscuți, colaboratori. Gemeni, bună perioadă în carieră, șanse să străluciți ori să vă afirmați, sigur, după vârstă, după situație. Poate că începeți demersurile pentru deschiderea unei firme, pentru obținerea unor fonduri, subvenții, burse, facilități financiare. Pregătiți un plan de afaceri pe care să-l prezentați unui investitor, bănci eventual. Rac, una caldă și alta rece în sfera relațională, însă contează finalul. Luați împreună o decizie în ceea ce privește viitorul vostru, cădeți de acord asupra unei investiții, stabiliți să vă mutați chiar și în altă localitate sau în altă țară, dacă vreunul dintre voi are o ofertă profesională ce nu merită ratată. Leu, o zi destul de grea, dar se prea pare să poate să apară și ajutorul de care aveți nevoie sau să vi se aloce resurse suplimentare. Rămâne valabilă o bună perioadă avertizarea legată de sănătate. Variațiile de temperatură nu sunt în avantajul vostru, nu merită să riscați, să vă forțați, să vă epuizați. Fecioară, Mercur retrograd chiar vă poate juca feste în relațiile cu ceilalți și ar trebui să vă asigurați că ați înțeles corect mesajul, că l-ați transmis cui trebuie, cum trebuie. Ați putea pătrunde în universul celui mic, aflați dorințe și nevoi, pasiuni, îi oferiți explicații, un sprijin, încurajări. Balanță. Poate că reușiți să vă luați ceva de lucru pentru acasă sau chiar niște zile libere. Oricum, familia și gospodăria sunt în centrul preocupărilor voastre în această perioadă. Aranjamente de căsătorie, să vă mutați împreună, să vă reînnoiți jurămintele. Ceva trebuie să se întâmple în sfera sentimentală. Scorpion, poate dați fuga pentru noutăți sau pentru un sfat la un frate, soră, văr, cineva pe care îl socotiți apropiat sufletului vostru. Vivacitate mentală și intelectuală, chef de viață, se leagă cuvinte și idei, este mai mult decât convingătoare o declarație de dragoste pe care o faceți acum. Săgetător, poate faceți mici cumpărături, surprize și cadouri pentru cei la care vreți să ajungeți la sfârșit de săptămână, părinți, bunici sau vechi prieteni. Ajungeți poate la concluzia că nu mai merită reparate niște lucruri sau aparatură electrocasnică și faceți acum o cheltuială mai serioasă, scăpați de disconfort. Capricorn, sufletește, poate că erați pregătiți pentru o veste, mărturisire sau declarație de dragoste, însă voi ați o auziți limpede din gura celuilalt. Echilibru, claritate, înțelepciune. Nu sunteți genul care să riște dacă nu este aproape sigur de câștig. Vărsător, stări schimbătoare, semne de întrebare, neliniște. Toate acestea însă doar până la momentul în care apare confirmarea, vestea sau ideea câștigătoare. Merită să urmăriți recomandările specialiștilor legate de efectele alimentelor asupra sănătății și tonusului vostru. Pești. Optimism, speranțe, gânduri mari. Nu strică însă un sfat, o recomandare înainte de a face o alegere. Sunteți favoriți astrelor în această perioadă. Încearcă cineva să rea legătura cu voi, mi se face pe plac, mi se face o favoare, ci veștii la rândul vostru să fiți recunoscători. Să avem o zi bună! Să avem o zi bună! Mulțumim, Remus!